Hey Glossy Girls, sunt Mona de la Femona with Gloss și astăzi avem un haul pentru că s-a deschis Primark! Ok, așteptam de mult momentul ăsta, s-a deschis Primark în Park Lake și nu am putut să lipsesc chiar aici! Am dita mai punga cu o mulțime de chestii cumpărate! Hai să vă arăt rând pe rând ce am reușit să iau. Am aici deasupra pantofii, așa că voi începe cu aceștia. Am o pereche de balerini care au fost doar 25 de lei. Mi-am luat niște ghetuțe care mi s-au părut super simpatice și acestea au fost doar 100 de lei, cum vi se pare. Și mi-am mai luat o pereche de pantofi pe roz, hai să-l găsesc și pe celălalt, care au fost 85 de lei și aveau versiunea asta inclusiv pe verde, care arăta super bine și mi-a plăcut foarte mult. Mai luat două sacouri super drăguțe. Acesta este cu această nuanță de ciclam. Arată foarte bine și a fost 155 de lei și mi-am rezistat. Pe lângă varianta pe roz, mi-am luat desigur și varianta pe mauve, care arată așa. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar nuanțele sunt super intense, iar materialul este foarte plăcut la atingere. Am mai luat niște săruri de baie care miros super, super bine și au fost 5 lei în varianta aceasta sau 7 lei în varianta aceasta și erau multe modele, chiar mi-au plăcut, mi-aș fi luat o grămadă. Am mai luat aici niște seturi de inele, destul de multe după cum se vede, iar acestea au fost 15 lei și respectiv 22 de lei. Iar aici este un parfumer care a fost doar 22 de lei și are o aromă foarte plăcută și scrie aici că este o aromă fructată, dulce și cu note de musc. Și aici să vă arăt și sticluța, așa arată ea. Pentru că am fost curioasă de produsele lor de beauty, mi-am luat aici niște măscuțe care înțeleg că sunt foarte apreciate, toate sunt produse în Coreea și se adresează diverselor probleme ale tenului. Aici am măscuțe tip șervețel, acestea sunt tip mască clasică pe care o aplici pe toată fața. Și mi-am mai luat aici un ruj mat cu 15 lei și un creion de buze cu doar 7 lei. Recunosc că nu știu cum sunt, dar chiar am fost foarte curioasă să le testez. De asta mai am câteva cadouri, dar în care nu voi intra acum. În total, au fost cam 800 de lei, dar a meritat, chiar am fost super încântată și sunt convinsă că voi mai reveni curând. Și dacă aveți orice întrebări despre magazin, puteți să mi le lăsați în comentariu. Este... ok, ceva a căzut. Este foarte mare, are 3700 de metri pătrați, din ce am văzut, se întinde pe două etaje, are cabine de probă și sus și jos și găsești o mulțime de produse, de la produse de fashion pentru femei, bărbați, copii, la produse pentru casă, la produse de beauty, la accesorii și o mică secțiune de tech, o să spus ei, respectiv beauty gadget-urile, zice eu mai degrabă. Sper că v-a plăcut acest haul de astăzi. Dacă sunt întrebări sau altceva, alte idei, le aștept în comentarii. Pop, pop și ne vedem data viitoare. Pa, pa!